Am revenit, doamnelor, domnilor, la invitatul ediției. Alături de mine se află Oana Cernat, reporter Vox TV. Bună seara, Oana! Bună seara, Miruna! Oana, astăzi ai fost pe platforma siderurgică, acolo unde cei care lucrează în combinat s-au adunat pentru a protesta. Din nou, este o toamnă a protestelor. Se pare că nemulțumirile oamenilor, în loc să scadă, în loc să se domolească, dimpotrivă, dau un clocot din ce în ce mai cu mai mare avânt. Ce s-a întâmplat astăzi și de ce s-au strâns acolo cei din combinat? Oamenii sunt nemulțumiți de măsurile care au fost luate acum câteva luni de administrația combinatului, când li s-au mai scăzut din salarii, l-a fost redus programul de lucru. Și mai mult decât atât a scăzut și producția. Voi de ați... aici și comenzile au fost mai mici, comenzile de oțel. Și în consecință, combinatul a avut de suferit, deci cei care lucrează acolo. S-a ajuns la un moment dat la un nou val de disponibilizări. Cam câți oameni mai sunt acum în combinat? N-aș ști să-ți spun exact. Cert este că dintre acești angajați mai sunt și cei care au fost, mă rog, folosiți arbitrar. Mă refer aici la schema Talent Pool. Schema care nu a fost chiar atât de benefică, din câte mi-a spus domnul Gheorghe Tiber, pentru că aici au intervenit riscuri majore de accidentare, mai ales datorită faptului că nu mai este un număr complet de angajați. Ce a fost de fapt această schemă? Un fel de experiment făcut? Înțeleg că oamenii care erau în zona aceasta, Talent Pool, au fost apoi mutați către alte zone. A fost o oarecare construcție, un aranjament managerial care nu s-a dovedit a fi de succes. Dăm voie să-ți răspund cu cuvintele lui Gheorghe Tiber. Dânsul a formulat un fel de comunicat în care s-a exprimat în felul următor, că au fost folosiți angajații prin metode sclavagiste și metode neprofesioniste și iraționale. Metode sclavagiste, destul de dur. Exact. Și aici a bifat între două paranteze schema Talent Pool. Am înțeles. Câți oameni s-au strâns astăzi cu aproximație pe platforma siderurgică? Între 100 și 200 de oameni. Mulți dintre ei au refuzat să rămână după program la acest protest. Au spus că nu au încredere în sindicat. Faptul că ei ar rămâne acolo o oră în plus după program să-și strige nemulțumirile, nu consideră că i-ar ajuta în vreun fel să ca soarta lor la ArcelorMittal să fie mai bună. Practic, sunt câteva mii de angajați, dintre aceștia doar 100-200 de oameni au fost și au protestat, cu toate că toți sunt afectați. Da, împărțiți din diverse secții. De la o secție au venit 20, de la o secție au venit 2 și tot așa. Am înțeles. Acest protest a fost organizat de Sindicatul Solidaritatea al metalurgiștilor exact. Din România. Acolo este o problemă în combinat și cu sindicatele, cu oamenii care sunt împărțiți în diverse variante și formule și nu sunt uniți în fața conducerii pentru a putea avea o voce unitară și mai puternică. Cred că nu mai sunt uniți și pentru că nu mai au speranță că lucrurile se vor îndrepta într-un, știu eu, pe un trend ascendent. Oamenii se așteaptă la ce este mai rău. Și mai mult decât atât, ei consideră că administrația ArcelorMittal putea găsi și alte măsuri de reducere a costurilor dacă ar fi fost consultat și Sindicatul Solidaritatea. Ce anume ar fi propus? Sub nicio formă nu ar fi vrut ca numărul angajaților să fie redus și nici măcar salariile acestora nu era normal să le micșoreze, dat fiind faptul că, conform spuselor lor, comenzile de oțel au fost suficiente. Deci, practic, ei nu acceptă scuza conducerii combinatului care spune că din cauza crizei au scăzut comenzile de oțel. Nu, și spun doar că managementul este defectuos. Că managementul este defectuos în sensul în care managementul defectuos duce la pierderi pentru combinat sau că managementul este defectuos în sensul în care câștigurile combinatului sunt acoperite și sub umbrela crizei se găsește practic o disimulare pentru a justifica niște reduceri care nu sunt necesare.
Cei din sindicat spun că, de fapt, totul este un joc între guvernul României privind contractul cu energia electrică. Și în povestea asta, salariații nu trebuie să fie incluși, pentru că ei sunt niște salariați, își fac norma și apoi pleacă acasă. Dar vezi, toate relele se răsfrâng asupra lor și sunt oameni cu copii acasă pe care nu-i mai pot întreține, nu-i mai pot... Și sunt oameni care au făcut credite în bancă la un moment dat, atunci când credeau că lucrurile vor merge mai bine. Mulți dintre ei spun că din luna ianuarie vor fi trimiși în șomaj tehnic și odată, după acel șomaj, cu siguranță că ei se gândesc la ce este mai rău, nu se văd întorcându-se la combinat. Nu pentru că nu și-ar dori, ci pentru că nu ar avea posibilitatea sau șansa. Ce vor face în continuare? Dacă acest protest nu le va aduce, practic ei ce vor să le aducă acest protest? Să orele de muncă să le fie întregite, completate, salariile să nu mai fie scăzute și toate celelalte, pentru că au și drepturi, nu dar obligații. Preferă să știu că atunci când vin la muncă au pentru ce munci, nu se mai simt motivați. Spun că muncesc, unii dintre ei muncesc acolo de 30 de ani și au un salariu sub 1000 de ron. Ok. Și au ieșit, au protestat. Ce vor să se întâmple în continuare? Adică care a fost răspunsul așteptat? Să vină cineva din partea conducerii să discute cu liderul de sindicat? Că... Nu a venit nimeni din partea conducerii. Probabil că vor mai face astfel de acțiuni. Probabil că vor mai ieși. Important este ca... fiecare angajat în parte, care își simte locul de muncă amenințat, să iasă și el acolo alături de colegi și cine știe, poate lucrurile... Că la urma urmei nu sunt doar ei afectați, cei care lucrează acolo. Întregul oraș are de suferit dacă ArcelorMittal se închide, mă rog. Hai să nu ne gândim tocmai până acolo. Ei cred că acesta este planul conducerii. Da, se așteaptă la asta. Conducerea a spus în repetate rânduri că nu, sub nicio formă nu se va închide combinatul. Oamenii se așteaptă la asta. Probabil că din interior știu ei ce știu sau poate sunt doar panicați. N-am idee. Cert este că lucrurile nu sunt roz acolo și nu merg pe trendul pe care ar trebui să meargă. Mai ales că, până nu de mult, ArcelorMittal era numărul 1, nu? Până nu de mult, corect, lucrurile s-au schimbat însă radical și iată că în ce situație a ajuns să discutăm despre închiderea acestui colos siderurgic sau, mă rog, ceea ce a mai rămas din el. Și pentru că vorbim de faptul că o eventuală închidere a combinatului ar afecta întreg orașul, mă gândesc la altceva ce ar afecta întreg orașul sau ceva ce afectează deja întreg orașul și este vorba despre virozele respiratorii care nu vor să scadă, al căror număr nu scade, ele în continuare ne bântuie și nu ne lasă în pace. Sunt foarte multe cazuri, am înțeles. Cam câte? Astăzi, de la Direcția pentru Sănătate Publică, directorul executiv, doctorul Valentin Boldan, a spus că numărul cazurilor din această săptămână este aproximativ identic cu numărul cazurilor de săptămâna trecută care au fost înregistrate, ceea ce înseamnă cam 2113 pacienți. Care sunt motivele? Te referi la persoanele adulte sau la copii? Și la persoanele adulte și la copii. Medicul pediatru cu care noi am discutat astăzi, domnul doctor Baciu Ginel, ne-a spus că părinții nu țin cont de faptul că cei mici ar trebui ținuți departe de colectivitățile mari. Își duc copiii la locurile de joacă, în mall-uri, unde sunt și copii sănătoși, dar sunt și copii bolnavi. Deci colectivitățile trebuie evitate în această perioadă destul de dificilă, iar adulții cum se pot feri? Bătrânii, în mod special, trebuie să evite și ei, mai ales că îi știm împătimiți ai călătoriilor cu mijloacele de transport în comun la orice oră din zi și din noapte. Ar trebui să fie conștienți că în această perioadă este foarte, foarte rău pentru ei să intre în colectivități atât de mari și dacă mai au și probleme cardiace, iarăși nu este bine. 97 de cazuri au fost spitalizate din câte ni s-au comunicat.
170 de cazuri de pneumonii, iar 60 dintre aceștia au fost școlari. Deci spitalul de copii este plin cu micuți bolnavi de infecții respiratorii. Ai cumva informații dacă cei 60 de școlari provin de la aceleași instituții de învățământ? Nu ni s-au spus astfel de date, dar ei au vârste cuprinse între 2 și 5 ani sau între 9 și 15 ani. Asta e media. Sunt vârstele la care ei sunt foarte sensibili. Foarte important să ne protejăm, mai ales acum în acest sezon. Să ne vaccinăm. Să ne vaccinăm, exact. Vremea aceasta frumoasă, care poate ne încântă, pentru că este cu siguranță plăcut acum și de mers în aer liber de o plimbare și așa mai departe, dar cu câteva precauții respectate. În primul și în primul rând, Oana, spuneai vaccinul. Vaccinul, da, îl puteți achiziționa din farmacii. Prețul, am înțeles că variază undeva între 40 și 50 de lei. E vaccin adus importat, nu e de la Institutul Cantacuzino. De altfel, Ministerul Sănătății recomandă populației ca în această perioadă să asculte sfaturile medicilor pentru evitarea îmbolnăvirilor și să nu neglijeze regulile de igienă, spălatul mâinilor și să respecte și un regim de viață sănătos, pentru că prudența sau cheia, mai bine spus, în acest sezon este consumul de fructe și legume. Am înțeles. Practic, acesta ar reprezenta cheia către o viață sănătoasă și și spre a ieși bine din această perioadă. Nu uitați, vine o iarnă destul de grea și ar fi bine să intrăm în ea destul de pregătit și cu organismele întărite, așa după cum spuneam. Sfaturi avem, important este să le și respectăm, pentru că oamenii se gândesc întotdeauna la faptul că nu li se poate întâmpla lor. Se întâmplă vecinilor, se întâmplă cunoscuților, se întâmplă altora pe care nu îi știm, dar nu ni se întâmplă niciodată nouă și, din păcate, iată că numărul cazurilor, peste 2000, spune Oana, ne contrazice cu certitudine. Important este, mă scuz că te întrerup, desigur. Important este să nu ne tratăm singuri acasă, să mergem la medicul de familie care ar trebui să fie prietenul nostru cel mai bun, mai ales în această perioadă, și, așa cum au mai spus și medicii astăzi, să nu vină direct la unitatea de primiri urgențe, să se ducă prima dată la medicul de familie, încă de la primele semnale bolii. Practic, oamenii înțeleg că au această conduită. Atunci când se simt rău, merg la urgențe. Chiar se duc la urgență chiar și cei care au așa o formă ușoară, și atunci se formează acolo un mare șir de oameni care stau la coadă și le îngreunează medicilor activitatea. Urgențele sunt pentru cazurile critice, pentru cazurile de viață și moarte, pentru cazurile când vorbim despre a salva viața unui pacient. În cazul unei răceli sau unei viroze, este bine să ne prezentăm la medicul de familie care ne poate îndruma, ne poate da medicație și putem merge mai liniștiți. De asemenea, este foarte bine să așteptăm totuși să discutăm cu medicul de familie și să nu mergem la farmacie să ne umplem sacoșele de tot felul de medicamente pe care să le luăm apoi după ureche, și mai ales combinații, pentru că sunt foarte mulți care combină medicamente naturiste cu nu știu ce tip de ceaiuri de care au auzit, cu antibiotice luate după ureche, medicamente de răceală și așa mai departe. Sunt niște amestecuri destul de periculoase și pe care nu trebuie să le încercăm sub nicio formă. Cel mai competent și mai în măsură să vă spună ce aveți de făcut în cazul unei răceli este, desigur, medicul la care este bine să ajungeți și să nu-i neglijați sfaturile nici pe parcursul anului, pentru că, până la urmă, sănătatea trebuie în fiecare zi construită, bucățică cu bucățică, și nu doar atunci când suntem într-o situație critică să apelăm la medic. Dacă vremea se va menține caldă, înțeleg că și numărul virozelor se va menține ridicat. Depinde acum de diferența de temperatură dintre zi și noapte. Dacă sunt peste 10-15 grade diferență, atunci numărul cazurilor de infecții respiratorii, am înțeles că va crește. Aceste diferențe sunt neobișnuite pentru perioada pe care traversăm? Da.
Mă rog, de fapt e sezonul în care suntem predispuși la astfel de probleme. Suntem mai sensibili acum. Până, oricum, pe mine mă bucură această perioadă, că apoi știm cu toții ce prognoze au anunțat meteorologii, ce iarnă grea va veni peste noi. Important este să fim prudenți, să avem grijă cum ne îmbrăcăm, ce alimente consumăm și să nu, să facem abstracție, mă rog, nu abstracție, cât să nu facem parte din aglomerații. Mulțumesc tare mult, Oana Cernat, reporter Vox TV, a fost alături de noi. Mulțumim tare mult pentru informațiile pe care ni le-a adus și le mulțumim și telespectatorilor care ne-au urmărit, desigur. Doamnelor, domnilor, să aveți o seară liniștită în continuare. Noi ne revedem cu informații noi la ora 20.